Avocatul poporului s-a sesizat din oficiu în cazul tinerilor expuși la așa numitele droguri de mare risc, zombie, depistate în Turda și Câmpia Turzii. Sesizarea vizează posibila încălcarea unui articol din Constituție privind protecția copiilor și a tinerilor. Avocatul poporului s-a sesizat din oficiu referitor la situația numeroși tineri surprinși prăbușiți pe străzile orașului Câmpia Turzii, județul Cluj, sub influența drogului zombie. Mass media a prezentat în 19 septembrie o situație alarmantă existentă la nivelul orașului Câmpia Turzii, județul Cluj, unde a pătruns în rândul tinerilor un drog de mare risc denumit zombie. Imaginele surprinse arată mai mulți tineri care par a fi sub influența drogurilor și care zac prăbușiți pe trotuare și prin parcurile localității, tineri despre care presa relatează că au ajuns în cele din urmă în stare gravă la spital. Se arată în comunicatul acestei instituții. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au declanșat o anchetă cu privire la această situație. În ultimul an, Ziar de Cluj și NCN au prezentat zeci de filmulețe cu adolescenți clujeni înghețați de drogul zombie, o substanță interzisă din categoria etnobotanicelor care a făcut ravagii prin liceele din întreg județul.